Votările din gală cu cel mai slab și cel mai puternic cuplu, ca de obicei în fiecare sezon a strânit controverse, iată că și acest sezon este nelipsit de discuții și de certuri. Cam ăsta este și principalul motiv pentru care se fac aceste votări. În ceea ce le privește pe Hatice și pe doamna Eleonora, dacă ar fi să dăm dreptate uneia dintre ele, mi se pare că Hatice a avut de data aceasta dreptate, pentru că doamna Eleonora știa că i-a adoptat și pe Mihai și pe Antonio și cu toate acestea nu s-a opus acestui vot. I s-a cerut și părerea și nu a vrut să se bage, iar acest lucru îi dă cumva dreptate lui Hatice în această privință. S-a iscat un conflict între Simona și Diana. Sincer, nu mă așteptam. Ies acum spre sfârșitul competiției la iveală mai multe nemulțumiri și mai multe lucruri pe care le știau unii despre ceilalți și nu le-au spus. Cum spunea și Simona că a auzit că a fost vorbită pe la colțuri de doamna Loredana, începe să se simtă că se apropie finala.